sunt atât Sania, următoarea legiune ocupată de către trupele naziste. În stânga mea avem un costum de bărbat, foarte cunoscut pentru Fustanela. Fustanela este o piesă foarte importantă a acestei regiuni. Este formată din 400 de pliuri, fiecare pliu pentru câte un an de dominație otomană. Cu camiso, cămașa de această dată este la fel evazată. E lego, o culoare mult mai închisă. Și avem fesii și țaruhia. Țaruhia, o încălțăminte tradițională grecească, care adăpostea de obicei o lamă sub acel șupure, pentru intervenție rapidă în cazul în care rămâneau dezarmați. În dreapta mea avem un costum de Caragona. Caragona este chiar o regiune specială din Tesalia, deoarece costumul este unul foarte fastuos. În cap avem mantili, foarte bine potopit de această dată cu salve. E lego, de culoare roșie pentru a trage atenția. Avem o cămașă albă pe interior și deasupra o rochie marronie. Și deasupra avem și o fătă de aceeași culoare.